Să seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Iată din nou la începutul unui an, an, în care ne dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă țină sănătoși, să vă țină în harul său și de asemenea să rămâneți aproape de noi, de emisiunile noastre și să ne urmăriți și mai ales să le și altora despre emisiunea aceasta, despre ceea ce facem noi, pentru că așa cum am încercat în anul 2021 să stăm aproape de dumneavoastră, să vă oferim cele mai importante teme, să aducem cei mai buni invitați și în anul acesta noi, echipa de producție, ne dorim ca să fim la fel de relevanți față de realitatea care ne înconjoară, să încercăm să venim în întâmpinarea multor subiecte care știu că vă interesează și cu ajutorul lui Dumnezeu să putem duce până la capăt și anul acesta. Uh, și astăzi vin în fața dumneavoastră împreună cu un invitat, de fapt o revenire în studiul nostru, a unui slujitor deosebit, un prieten drag, așa că îi spunem un bun venit uh, fratelui pastor Ovidiu Rostac, pastor la Biserica Creștină Baptistă, Nădejdea din București. Ovidiu, frate păstor, bine ați revenit! Vă salut pe dumneavoastră și toți telespectator telespectatorii noștri! Fiți binecuvântat în anul acesta, stimați prieteni, cu fratele Ovidiu. Avem o relație mai apropiată pentru că este și pastorul meu. Știți foarte bine că sunt meu în biserica Baptistă Nadejdea din București, cartierul Giulești. Dacă cumva ajungeți în București în anul acesta, vă așteptăm cu drag în fiecare duminică. Și de asemenea, vreau să vă spun că este o biserică destul de veche, o biserică cu multă experiență și de asemenea cu mulți oameni de valoare care au trecut ca slujitori în această biserică. Dacă toți suntem la perioada aceasta de început de an, este de fapt prima ediție din anul acesta, aș vrea să ne uităm puțin retrospectiv și la ceea ce s-a întâmplat până acum în anul trecut, la provocările pe care le-am avut, la, să spunem, încercările vieții noastre de credință și nu numai, și de asemenea să ne privim așa prin filtrul scripturii și la ceea ce se întâmplă sau ceea ce urmează să se întâmple în anul... 2020, în anul pe care tocmai l-am început. Vă mulțumesc tare mult de această onoare de a fi cu dumneavoastră cu echipa Prodocens și vreau să profit de, de ocazie să vă doresc în anul 2022 binecuvântarea lui Dumnezeu și curaj în promovăduirea cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu pe calea asta a televiziunii. vă Domnului! Așa să ne ajute Dumnezeu să rămânem să spunem conectați cu, cu Mântuitorul, să rămânem nu distanțați, și apropiați de tot ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu, și bineînțeles apropiați unii de alții. Anul trecut a fost foarte provocator atunci când am observat puțin ce se întâmplă în biserici, în lucrarea aceasta spirituală, și ai vrea să vedem cum v-ați raportat dumneavoastră, cum ați încercat să treceți peste aceste provocări. Și cred că una dintre cele mai mari provocări a fost uh, limitarea accesului în biserică. Știu că uh, și membrii din biserica noastră și noi pe aici am trecut prin uh, prin boală, uh, o formă mai ușoară sau mai complicată, dar știu că mulți au trecut și la domnul din această, din această uh, uh, cauză. Dar pe dumneavoastră ca slujitor al lui Dumnezeu V-a afectat în mod direct, mai ales atunci când a trebuit să predicați de multe ori online, să aveți sala goală, să fiți limitați în a mai vizita. Cum ați reușit să treceți peste momentul ăsta de criză? Pentru că e o provocare pe care foarte lumea a avut-o, încă unii o mai au, dar asta ne afecta și vreau să vedem cum, cum, cum vi s-a părut dumneavoastră această această problemă. Bine, acum dacă ar fi să comparăm cu anul 2020, când a început pandemia, poate atunci a fost șocul cel mai mare. Când am primit vestea că locașurile de închinare trebuie să închise, că trebuie să trecem în mediul online și am fost, cel puțin noi, poate total nepregătiți pentru mediul online. Poate eu am fost unul care am refuzat mediu online. Am zis că e mai bine să avem biserica fizică, întâlnirile, față întâlnirile în față. să ne întâlnim, da? Și cumva am căutat să ne debarasăm sau să fugim de, de lumea asta a online-ului. Nu neapărat că ea, am gândit că e o lume virtuală și că nu se poate propova evangelia Evanghelia și așa. Doar am zis că piața e destul de saturată, sunt biserici care slujesc în online. Noi să ne focalizăm mai mult pe Evanghelizarea de la om la om pe stradă și uh, să avem întâlnirile fizice. Ei, când a venit uh, pandemia, uh, când bisericile nu s-au mai putut întâlni, că a fost legiferat și cumva am fost obligați să uh, păstrăm lockdown-ul, să stăm închiși, uh, atunci am uh, experimentat cumva uh, mișcarea asta înspre online. Uh, și până la urmă, dacă ar fi să mă uit acum, anul 2020, anul 2021, stau și îmi pun întrebarea, a fost bine, n-a fost bine, poate și da și nu. O să reușim poate în emisiunea de astăzi să nuanțăm, să descoperim de ce poate a fost bine, de ce nu a fost bine ieșitul acesta poate mai mult în online sau pe anumite programe care transmit slujbele bisericii. Dar ce am căutat noi a fost să încurajăm pe credincioși să participe la întâlnirile online când am trecut pe online. Dar imediat ce uh, s-a putut să se întâlnească biserica în exterior, la început, în anul 2020, uh, în primăvară, am putut să ne întâlnim în cursurile bisericilor, în aer liber, apoi am putut să ne întâlnim în biserică, am uh, făcut-o imediat, dar în același timp am uh, păstrat și metoda asta de a ieși în online, de a facilita celor care sunt în vârstă, celor care sunt vulnerabili, posibilitatea de a fi în contact cu biserica prin intermediul unor programe de internet și a unor transmisiuni pe, pe, internet. Ceea ce cred că are și lucruri pozitive și lucruri negative, putem discuta despre, despre lucrul acesta. Cum am depășit mai greu că nu am fost specialiști în internet. Acum bisericile noastre nu au așa mulți IT-ști, mulți oameni care se pricep. Noi la pastorală nu învățăm IT, dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă și am putut cumva să ținem legătura uh, cu enoreașii noștri și nu i-am abandonat nici noi pe ei, nici ei pe noi. Biserica, cei i fascinant, că uh, în anii ce au trecut, deși au fost ani uh, pe care nu i-am mai traversat, nimeni n-a știut cum va fi o pandemie, nimeni n-a știut cum uh, să se raporteze la o astfel de situație, că n-am mai fost. Exact. N-am mai fost. Ne-am trezit uh, cu un fenomen pe care nu l-am mai experimentat, despre care n-am învățat la pastorală, cum să-l dregem, cum să-l mânuim. Dar Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și uh, cred că am, am trecut cu bine peste uh, perioada aceasta și mulțumim Dumnezeu că până la urmă în felul acesta am putut să păstrăm legătura cu, cu biserica, am putut să transmitem mesaje de încurajare către biserică și iată, cel puțin pentru mine a fost o, do -o dovadă că online-ul nu e atât de rău. sau. Nu neapărat că vedeam online-ul ca ceva rău, dar preferam să mă ferez de online. Acum parcă simt nevoia asta de a ieși mai mult în lumea asta online, pentru că îmi dau seama că avem bătrâni de 93 de ani, de 92 de ani care stau în online. Avem tot mai mulți tineri care viața lor este în online și cred că e nevoie asta de poate una dintre provocările pentru anul ce este înainte este să ne gândim cum am putea face să să, să apărem mai mult, să fim mai vizibili, să promovăm mai mult evanghelia și în mediul ăsta al online-ului, știm că oamenii sunt și acolo. Așa este. Lavă Domnului că că a trecut cu bine anul uh, 2021 cu, na, cu, problemele care au fost. Dar eu zic că totuși am făcut niște pași importanți în, în a duce Evanghelia până la marginea pământului, că până la urmă asta face online, nu te ajută să ajungi cu un cuvânt, cu o cântare, dincolo de cât ai putea face tu fizic. Dar pe lângă problema aceasta a comunicării cu membrii bisericii a ei, care a fost mixtă și este în continuare mixtă, foarte mulți încă au rămas acasă și încă urmăresc programele pe internet, o altă problemă care știu că e o nevoie și face parte chiar din, din slujirea pastorală este discuția față în față cu enoriașii sau, hai să-i spunem, vizitele pastorale. Nevoia aceasta de a sta cu oamenii de vorbă este o nevoie de zi cu zi. Lucrarea pastorală necesită această activitate. Eu nu cred că se nu că se poate evita discuțiile față în față, uh -huh. mai ales că e nevoie. Nu că ne-am dorit neapărat să ne vedem, mai ales în vremea de pandemie, dar câteodată oamenii au nevoie de această discuție cu păstorul, cu încă cineva. La o, poate o rugăciune, la o încurajare, la un eveniment neplăcut. Chiar la o bucurie, de ce să nu spunem, da? Și oamenii au nevoie de a, totuși de a socializa. Uh, Rău, cum, cum a reușit să le faceți și mai ales dacă v-a fost teamă să vă duceți prin casele unor, chiar cunoscuți până la urmă, frate, dar știți potențiale oameni care nu știu cât de sănătoși sau cât de bolnavi sunt, mai ales acum într-o perioadă în care aveți copii mici, chiar știu că Dumnezeu va bine cuvânta cu un copilaj anul trecut, la Vodonului. Deci, Amin. un risc crescut și probabil V-a trecut și prin minte lucrul acesta dacă este în siguranță să vă mai întâlniți cu oamenii. Nu vorbim de biserică, vorbim de la ea, acasă sau știu unde, undeva unde vă puteți vedea în față. Dacă v-a fost teamă, cum vedeți teama aceasta? Sunt oameni care și acum evită să se întâlnească, chiar în, chestii, în spații, să spunem, restrânse, într-un număr foarte mic, chiar unul la unul, datorită acestei teneri de a nu se infecta. Sunt uimit de modul cum ai pus problema. De obicei reușești să mă uimești așa cu, cu, cu mai de la Duhul Lui Dumnezeu darul ăsta de a pătrunde anumite lucruri. Da, e, e o chestiune foarte interesantă și de relevantă pentru orice ascultător de-al nostru. Adevărul este că Dumnezeu pe noi ne-a chemat la o viață pe care să o împărțim. Oricât de mult am căutat noi să fim fericiți de unii singuri, nu putem fi fericiți de unii singuri, da? Omul e fericit când împarte. De aceea noi ne uităm la câte un tânăr și vedem nefericit. Domnul, aș fi fericit dacă mi-aș împărți viața cu cineva. Viața e făcută, de, e darul lui Dumnezeu ca să o împarți. Cu o soție, cu copii, cu familia lărgită, cu biserica lui Hristos. Pandemia a ridicat barierile astea sociale. A fost nevoiți să păstrăm o distanțare, nu numai fizică, ci și socială. Pentru că dacă nu mai poți să te întâlnești, nu mai poți să intri în casele oamenilor să stai cum stătea Domnul Iisus. Exact. Domnul Iisus iubea să stea în casele oamenilor. nu A intrat în casa Martei și a Mariei și a lui Lazar și a stat cu ei la masă. Uh, el a spus lui Zacheu ce cauți acolo? Hai, vino jos, vreau să intru unde? În casa ta, Da, Isus a iubit să mănânce cu oamenii. Chiar a fost acuzat Domnul Isus de faptul că uh, era mâncăcios și că bea cu păcătoșii. Da, Isus nu a evitat, Mântuitorul nostru nu a evitat casele oamenilor. Doi păstorii, știți că există o versetă în Biblie foarte interesant, o dată cineva m-a salutat cu acel verset, spune să calci rar în casa aproape lui tău. Dar acest verset nu se aplică păstorilor. Da? Noi suntem cum să spun eu? Nu numai obligați dar suntem datori dator, cu... da, să-i să vizităm pe oameni. Să, chiar dacă ei nu ne vor în casele lor, cumva uh, suntem datori să-i căutăm pe oameni și să, să, intrăm, să intrăm în discuție cu ei și să să stăm la masă la masă cu, cu, cu oamenii. Uh, și să avem această uh, părtășie uh, mai intimă, mai. mai Sunt lucruri sfântă. care nu se pot spune la biserică. Trebuie da. să-i cunoaștem asta. Deci, omul când stai de vorbă cu el la acolo la el, în se poate deschide altfel, dar poate pune anumite lucruri în discuție care poate nu se le poate spune la ușa bisericii exact. când când îl salut. E Cum, cum, cum s-au efectuat aceste vizite în pandemie, n-a fost deloc ușor. Dacă mi-a fost teamă, mi-a fost teamă. Mi-a fost teamă, mi-a fost teamă pentru bătrâni, mi-a fost teamă pentru cei care sunt vulnerabili, mi-a fost teamă, am căutat să, să mergem mai departe cu vizite, dar cu foarte multă înțelepciune și prudență. Ne-am asigurat că nu sunt cazuri, că oamenii sunt sănătoși, că noi suntem pe deplin sănătoși, dar tot ce am putut face noi, omenește, am făcut, dar nu am neglijat aceste vizite și am căutat să mergem în continuare, să-i vizităm pe oameni, să-i căutăm pe oameni, să-i ajutăm pe oameni. Și mare mi-a fost surprinderea când cei mai mulți au fost deschiși. Dar nu s-au oferit să spună, e pandemie, mă tem că mi aduci coronavirus, mi-aduc aminte de de cineva și asta uh, o spun ca să fie o motivație pentru toți credincioșii. Că poate unii uh, cu pandemia asta s-au baricadat în, în casele lor, nici la biserică, poate nu mai vin de, de frica uh, bolii sau de frica să nu se infecteze și mai departe, Doamne, să vezi ce mi se poate întâmpla. Adevărul este că de ce-ți e frică, nu scapi. <laughs> uh, și până la urmă, trebuie să iei o decizie. Uh, riști? dar mergi mai departe sau prefer să te izolezi, dar vine izolarea asta și îndepărtarea asta de poporul Dumnezeu, de frați, are și ea consecințele ei noi am ales să riscăm. Eu am ales să risc. Mi-aduc aminte de prietenii noștri care au spus preferăm să ne îmbolnăvim, preferăm să murim, dar noi fără relații nu putem trăi. Fără voi nu putem trăi. Preferăm să fim împreună, preferăm să ne vedem. Copilul Dumnezeu întotdeauna preferă să se întâlnească, oricât i-ar costa. Și eu mă bucur că mesajele din partea conducerii cultelor noastre au fost foarte clare. Da? pro-biserică, pro-părtășie și am fost îndemnați până la urmă să fim gata să pătim cu viața pentru ceea ce spunea Iisus, nu? Întuitorul nostru spunea că dacă iubim pe oameni trebuie să fim gata să și murim pentru, pentru ei. Acum, lucrul ăsta nu trebuie dus la o extremă, la o nebunie, trebuie să fim echilibrați, trebuie să fim înțelepți. Dar nu, ne, nu ne aruncăm într-o într nebunie, dar în același timp nu mergem nici în, în, în partea cealaltă în care zicem, Vai, mă întâlnesc cu cineva, nu dau pace, sau dacă dau pace, mă dezinfectez cu 10 feluri de dezinfectare și așa mai departe. Trebuie să avem înțelepciune și echilibru în domeniul ăsta. Foarte frumos. Dar asta... încurajăm încurajăm frații să se viziteze cu înțelepciune, familiile să stea împreună, pentru că asta e sănătatea minții și a sufletului până la urmă. Viața asta. Împărțită ideea asta de, de viață pe care ne-a ne dat-o ca să o, să o împărțim. E, e foarte valoroasă pentru, pentru copilul Dumnezeu și pentru orice om de pe pământ. Așa, este foarte important să spun apropierea asta versus distanțare. Pentru că toți se aude despre distanțare peste tot, toată lumea vorbește despre distanțare fizică, socială. E mai rău dacă ne distanțăm și spiritual unii de alții. Uh -huh. Ne distanțăm. Cu siguranță și de Dumnezeu. Dacă ne răcim de frații noștri, de, de ai noștri, de familia noastră, până la urmă, încet, încet, ne ducem dincolo, ne distanțăm și da, de... Dumnezeu. aici este pericolul pe care noi trebuie să-l observăm în pandemia aceasta. E boala? E boala. Pandemia e pandemie. Dar ea are și niște pericole spirituale. Cred că unul dintre pericole spirituale este și pericolul ăsta de a, de a te izola din toate punctele de vedere uh, și după aceea revenirea asta din nou, ce am, ce am observat, e foarte, uh, grea. e foarte grea, dar revenirea asta din nou uh, la ce a fost înainte. Acum e, e simplu, dacă n-ai predicat, spunea cineva, n-ai predicat o duminică, știi tu, n-ai predicat două duminici, știu apropiații tăi, soția, familia, cei care n-ai predicat trei duminici, știe toată biserica. Da? În momentul în care tu nu mai cânți la biserică, nu mai te rogi cu voce tare la biserică, nu mai vii, uh, nu știu, în mijlocul adunării, să tu stai acolo pur și simplu cu, cu biserica, parcă după aceea vine cumva și greu să mai faci lucrul ăsta. Da, este inerția aceasta. Face parte din firea noastră pământească, aceea de intrăm într-o zonă de confort, ne e bine, lasă că merge și așa și atunci devine nouă obișnuință. Și la un moment dat zic, de ce să mai fac asta? Și până la urmă, de ce să mă mai duc, că oricum găsesc pe online, nu-mi convine acolo, mă duc în altă parte. Deci, practic, oportunitățile sunt. Și uite, așa se răcește, se răcește și la un moment dat până la pietrire și chiar le pădare de credință. Da. Da, e foarte interesantă ideea asta. Ce este biserica până la urmă? Că vorbim despre cum au supraviețuit bisericile. Exact. Eu nu știu dacă biserica Domnului supraviețuiește. Biserica Domnului trăiește. Chiar dacă războiul se dă la porți. Că spune Domnul Hristos acolo, porțile locuinței morților nu o să biruiască biserica. Înseamnă că războiul spiritual se va da atât de aproape de, de biserică, ajunge până la poartă. Da? Când, când ajungeau dar armatele, dar ajungeau până la poartă, dar nu vor birui biserica. Biserica Domnului nu se va uh, târâ în o vreme. Ea, ea, nu, uh, ea nu se va epuiza, ea nu va falimenta. Biserica nu poate fi biruită. Și, na, și pandemia asta a arătat încă o dată că biserica Domnului este invincibilă. Biserica Dumnezeu o ține și ea trăiește, indiferent că e pandemie, Da, am văzut acest suflu la frați, la surori, în pandemie, să se întâlnească, cu orice preț. da, asta e Biserica Vie. Și poate aici putem vedea și o selecție între cei care sunt cu adevărat Biserică, că Biserica nu e clădire, și cei care poate sunt o adunătură. Oameni care ei cred că fac parte din biserică, dar nu sunt biserică. Cred că putem pleca un pic în discuția noastră și cu chestiunea când oamenii trebuie să înțeleagă într-o vreme că asta ce este biserica. Ce este biserica lui Hristos? Unii vin la biserică să primească, unii vin la biserică să li se ofere. Ei pun la plic, pun la colectă, dar vor să primească cea mai bună predică, cea mai bună muzică, un tip de muzică, dacă îți place corocor, -cor, dacă îți place uh, o anumită, uh, un alt gen de închinare, să primești un alt gen de închinare. Dar ce e biserica? Biserica este uh, acea comunitate a sfinților, unde eu vin ca să împart dând și apoi să primesc. Eu vin să ofer da, și apoi caut să, să primesc ceva în schimb. Ei, credincioșii care uh, uh, cu adevărat sunt biserică și în pandemie au rămas tot credincioși. Așa este. Și au fost gata să slujească Biserica, și au fost gata să slujească pe Dumnezeu, indiferent de riscul la care s-au uh, expus. Și pot să spun, după aproape trei ani de pandemie, uh, slavă Dumnezeu, n-a murit nimeni de COVID, că a luat COVID la Biserică deci s-a inoculat ideea aceasta că să îmbolnăvesc oamenii în biserici. Oamenii în biserică au purtat mască, oamenii în biserică au luat toate măsurile înțelepte, medicale și s-au protejat, și au fost oameni înțelepți care l-au lăudat pe Dumnezeu, așa cum, cum, cum merită Dumnezeu să fie lăudat, în orice vreme. Așa este, slavă Domnului că am trecut peste provocările acestea. De asemenea, mulțumesc că am putut discuta despre comunicarea, despre părtășia cu membrii Bisericii, despre vizitele pastorale. Acum aș vrea să ne uităm puțin și la misiunea Bisericii de a duce Evanghelia mai departe. Evangelizarea, mai spunem noi, online e ok, am căzut de acord, este foarte bună, nu e un pericol, se poate desfășura foarte bine în vremurile acesta, dar totuși mai rămâne și... Evanghelizarea aceasta, și chiar a spus la un moment dat despre evanghelizarea de la om la om, de la persoană la persoană. Și știu că împreună cu biserica, împreună cu alușitor, ați reușit ceva remarcabil în anul care a trecut, totuși să spargeți bariera aceasta a evangelizării în spațiu public. Nu foarte lumea mai face lucrul acesta, din motivele pe care le-am discutat deja, dar totuși, în București, Ați reușit să faceți uh, evangelizare uh, și chiar cu rezultate. Așa, dați-ne câteva, uh, câteva uh, să spunem, mărturii. Cum ați reușit să faceți asta? Care a fost îndemnul? Cum i-ați convins pe ceilalți să vină împreună cu dumneavoastră? Pentru că, da, la un moment pot să faci lucrul acesta de unul singur. Da, nu știu cât i-am convins eu pe ceilalți să vină lângă mine. Poate alții m-au convins pe mine să merg lângă ei. Vedeți, în fiecare biserică Dumnezeu așează oameni care iubesc și au un har deosebit în a face evangelizare. Doar trebuie căutați oamenii aceștia în, biserică, ei sunt acolo. A, fost dorința unor frați să ieșim pe stradă, să facem evangelizare. Prima m-am opus la, la, gândul acesta, mi s-a părut prea primejdios, a fost un pic panicat și am zis ce se va întâmpla dacă ne îmbolnăvim noi, dacă îmbolnăvim pe alții, dacă oamenii o să zică că suntem poate cu râvnă, dar fără înțelepciune, că ca să faci evanghelizare exact. trebuia să mergem lângă ei în par, să te așezi cel puțin la oricare distanță pe o bancă, să stai cu ei de vorbă. Însă am pus înaintea Domnului și am prins curaj să, să ieșim. Și mare mi-a fost uimirea când am văzut că oamenii au fost extraordinar de deschiși extraordinar de deschiși și gata să ne pună întrebări, gata să vorbească cu noi. Dacă ar fi să vorbesc în procente, 99% din oamenii cu care uh, am dialogat și pe care i-am uh, abordat uh, au fost extraordinar de deschiși, unii cu lacrimi ne-au mulțumit că ne-am oprit în dreptul lor, că le-am dat... O Biblie, că le-am dat un nou testament, că le-am dat o broșură, că le-am spus ceva despre Domnul Iisus Hristos. S-a putut, pentru cine a dorit, viața a mers înainte, acum și cu copilul. Oamenii au făcut în continuare copii, oamenii au mers în continuare la serviciu. Bisericile, la fel ar trebui să meargă mai departe, viața merge mai departe și Dumnezeu, care este Dumnezeul vieții uh, și care El ne-a numărat zilele, uh, cumva, uh, fac o, o scurtă paranteză, cumva noi oamenii ne-am gândit puțin diferit la, la moarte în vremea aceasta. Dar adevărul este că nu se moare când, uh, nici când vrem noi, nu murim. În vremurile finale oamenii vor spune stâncilor să cadă, să, își vor dori moartea și nu o găsi. Noi vom muri când decide Domnul. Când zilele noastre, da, să nu uităm, să, să nu uităm ca și credincioși, ca, ca oameni al Dumnezeu, că viața noastră este mâinile lui Dumnezeu. Uh, și cât viața este darul lui Dumnezeu, că este la început de an și uh, uh, îi mulțumim Dumnezeu pentru timp, El creatorul timpului ne, -a, ne dă timp, ne dă, ne dă harul ăsta de a, de, a, de, a, de a fi în viață, de a avea timp și timpul ăsta trebuie valorificat, trebuie fructificat uh, pentru El, atunci e, e, e cu folos și cum nu, dacă nu făcând evangelizare, spunându-le și altora uh, despre Domnul Isus Hristos despre jerfa lui de la Golgota spunându-le și altora despre speranța aceasta mare uh, pe care o au toți oamenii în jertfa Domnului Isus Hristos. Doamnă domnule, iată că, stimați prieteni, și în vremuri de criză, și în vremuri de pandemie se poate face uh, evangelizare, chiar întâlniri față în față cu oamenii. Bineînțeles, păsând uh, uh, măsurile de uh, precauție, având grijă uh, și, bineînțeles, uh, cu puterea lui Dumnezeu, cu îndrăzneală, Planul lui Dumnezeu de a aduce Evanghelia uh, trebuie îndeplinit. Așa că mă bucur să aud că uh, a făcut lucrarea aceasta. Deci a reușit cum să trăiți, ca să nu zic supraviețuim, că am discutat despre asta, să trăiți e, ca și comunitate, ca biserică, ca ajutor al lui Dumnezeu și în această vreme și într-un an uh, cum a fost anul 2021. Mai, mai flexibil, mai mai prietenos decât 2020, dar totuși cu restricțiile uh, uh, în vigoare. Acum, haideți să ne uităm puțin la 2022. Suntem la începutul anului, discutăm despre planuri, ne gândim, uh, avem pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu, unii mai mulți, unii mai puțin, deși practic toți ar trebui să avem ceva. Dumnezeu s-a îngrijit de noi și anul trecut și anul acesta o va face. Dar dacă stăm să ne gândim așa la ceea ce urmează, plecând tot așa de la situația curentă, de la ceea ce știți, de la ceea ce ați mai auzit, de la ceea ce citiți din Sfânta Scriptură, dacă ar fi așa să ne uităm la câteva îndemnuri, la câteva gânduri, la câteva direcții pe care ar trebui să le avem, aș vrea să, să, să vă gândiți la câteva idei și care v-aș da, să spun eu, una dintre ele este, apropo de părtășie, că tot am discutat despre părtășie. Uh, lucrurile sunt așa cum sunt. Suntem încă în valul 5. Am început și noi în România valul 5. Uh, vedem că știle deja abundă de, de număr de infectări, de număr de morți. Și vom vedea cât va ține și acest val. Probabil cei ca val, ca valul trece. ce val, ca valul trece, spunea cineva. Uh, și pericolul acesta vor rămâne. Spuneam că viața ar trebui totuși în, uh, parcursă înainte. Dacă ăsta să ne uităm așa, doar din punct de vedere al părtășii, a relațiilor, a vieții de rugăciune, a cititului Sfântului Scripturi, ce, ce gând ați avea pentru cei care ne urmăresc? Fie că sunt credincioși sau știu eu, ne urmăresc, acum sunt foarte mulți care ne urmăresc și care nu sunt membri într-o biserică sau... Dar fiind public pe internet, mesajul nostru ajunge și la oameni pe care altădată nu i-am fi putut întâlni într-o slujbă bisericească. Românii au fost întotdeauna un popor deștept și nu spun asta ca să flatăm sau să avem mai mulți telespectatori la canalul nostru sau la postul nostru. Românii au fost tot timpul un popor deștept, un om de oameni muncitori oameni care oarecum au avut o oare frică de, de Dumnezeu. Bineînțeles, nu toți, dar în mare un au mers românii, au fost o binecuvântare. De ce spun că românii sunt oameni deștepți? Pentru că mă aștept să observăm foarte bine care e provocarea în anul 2022 sau care sunt provocările anului 2022 la nivel de spiritualitate. Bisericile evanghelice și credincioșii din România au un aport extrem de important la valorificarea spiritualității în țara aceasta, la uh, bisericile, un, 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 unde sunt mișcări, unde sunt biserici, unde sunt oameni credincioși. Dumnezeu a adus binecuvântare. Întotdeauna credincioși au fost uh, legați de, de biserică, au fost legați de Dumnezeu, au fost legați de comunitate și au uh, adus numai bine. Uh, și au fost cu adevărat uh, uh, acei oameni care prin care Dumnezeu chiar a schimbat anumite comunități, chiar a schimbat anumite orașe. Chiar a schimbat mentalități, chiar a schimbat Dumnezeu lucruri de neschimbat, pentru că acesta este Dumnezeul nostru. De ce spun lucrurile astea? Provocarea pentru 2022, cu cât trec anii, dacă facem o retrospectivă, observăm o oarecare îndepărtare, o oarecare secularizare a românilor. Acum, dacă vorbim despre vest, despre țările din vest. Nu cunosc așa bine situația lor, dar din ce cunosc eu, deja secularismul sau îndepărtarea asta de spiritualitate, chiar de ideea de Dumnezeu, este abandonată. Românii încă sunt un popor care țin la Dumnezeu. Sper și doresc încă să, să țină de spiritualitate, să țină de, să țină de Dumnezeu. Și noi nu cunoaștem telespectatorii, nu știm audiența, dar eu mă rog ca toți care ne aud în anul 2022 să țină de această spiritualitate, să țină de Dumnezeu. Să țină de credință, să ține de scriptură, să se ține de rugăciune, să țină de cuvântul Lui Dumnezeu. pentru că va veni uh, acest val al secularismului și această îndepărtare uh, a oamenilor de Dumnezeu, poate în 2022, mai adâncă decât a fost în anul 2021. Și cu cât vom înainta cu așa Lui Dumnezeu în timp, uh, vom vedea cum poate uh, ce invest va fi și la noi. Dar uh, cred. Că dacă n-aș crede, n-aș mai vorbi. Că Dumnezeu uh, mai are viitor. La început de an 2022 vreau să fiu optimist și să cred că Dumnezeu mai are viitor pentru, pentru țara aceasta și pentru omenirea întreagă. Și uh, chiar dacă uh, eu mă așteptam ca după pandemie uh, mulți să fie mai uh, conectați la Dumnezeu, mai atrași de Dumnezeu, să devină mai închinători și poate nu sunt. Dar cred că Dumnezeu are ultimul cuvânt și Dumnezeu uh, va, va lucra în așa fel încât uh, să nu uh, ne lăsăm uh, ușor manipulați, ușor păcăliți, ușor atras spre materialism, spre uh, ce se vede, uh, ci să păstrăm pe Dumnezeu în conștiința noastră, să păstrăm, păstrăm pe Dumnezeu în cugetul nostru. Cred că asta e provocarea pentru anul ce ne stă înainte. Așa este. Uh, cu ajutorul Dumnezeu vom trece și peste. Uh, provocările acestea. Mă mai gândesc încă la una și uh, am vorbit despre copii, am vorbit despre uh, problema aceasta a bisericii care trebuie să trăiască și spunem noi că copiii sunt prezentul bisericii, viitorul bisericii. Aveți trei copii, uh, Domnul se vine cuvânteze și mulțumesc. Și uh, vreau să cum vedeți asta. Uh, ca o provocare în asta aproape de copii, mai ales că sunt elevi și stau și online, au fost și online, au fost și. să nu se știe niciodată când vor putea trece din nou online. Au avut chiar vacanță forțată, fiind foarte mult acasă, ei nu mai ies afară datorită acestor. Sunt tentați să stea mai mult în online, pe telefoane, pe televizor chiar. E o provocare. Apropo de copii, de creșterea copiilor, educația, a copiilor. Acum vă și ca părinte, numai ca păstor. Cum vedeți grija aceasta de copii ca totuși, indiferent de pandemie, indiferent de condițiile acestea de, de școală, care sunt cum sunt, totuși să rămânem cu ei, să rămânem aproape de ei la biserică, să îi putem totuși călăuzi către Dumnezeu. Biblia ne spune uh, despre copii că ei sunt darul lui Dumnezeu. În toate timpurile, copiii sunt și vor rămâne o binecuvântare pe care o dă Domnul. E adevărat că traversăm niște timpuri în care, pentru unii, copiii sunt ceva ce încurcă, copiii Povara. sunt ceva ce împovorează, copiii sunt ceva care poate nu-mi permite să-mi fac concediul, să-mi fac poftele, să fac plăcerile, însă adevărul scripturilor și vreau să încurajăm toate familiile tinere să încurajăm de copii. să aibă copii, nașterea da. de copii da. copiii au fost și sunt o mare binecuvântare. Noi în pandemie nu ne așteptam să avem al treilea copil. Dumnezeu ne-a surprins cu al treilea copil în pandemie și m-am întrebat, Doamne, de ce? Că acum nu e vremea de făcut copii, nu? Dacă ar fi să gândim omenește. Și înainte să se nască fetița, Naomi, cea, cel de-al treilea copil al nostru, mă întrebam, Doamne, cum va fi cu spitalul, cum va fi cu toate testele astea din spital, cum va fi cu pandemia. Am auzit chiar înainte să nască soția mea de altă mamă care ea a murit, copilul a rămas. Niște cazuri tragice și cumva mi-a mi fost frică dar timpul, uitându-mă acum în urmă și ea trăiește, și copilul trăiește, și nu numai. Și alte mame au avut copii, și Dumnezeu, iată, ne-a binecuvântat. Vreau să dau aici un exemplu din Biblie. Vă întreb, dacă părinții lui Moise spuneau, uite, vremurile sunt atât de complicate, nu-i de făcut copii, nu-i de crescut copii acum. Abia supraviețuim noi. Faraon, știm ce faraon era împotriva lor și cât îi chinuiau că au ajuns strigătele lor de durere până la Dumnezeu. Acum, noi n-am strigat în pandemia asta până la Dumnezeu. A fost greu, dar nu a fost ce ah. au trăit ei. Exact, și cu toate astea oamenii aceștia cu frică de Dumnezeu sublinez cu frică de Dumnezeu au făcut copii și mai mult atât de frumos i-au crescut spune Scriptura că atunci când Moise s-a făcut mare, el n-a vrut să fie numit fiul uh, prințesei cel a ales să se identifice cu poporul Dumnezeu. De ce? Pentru că a avut uh, o educație. În acei puțini anișori pe care i-a trăit lângă mama, în familia lui de evrei, el a știut exact cine este și s-au sădit în inima lui adevărurile lui Dumnezeu. Cu privire la copii, ce putem face și într-o vreme ca aceasta? Decât să sădim în ei cuvântul lui Dumnezeu decât să le fim modele, decât să-i luăm cu noi la biserică, decât să căutăm, să-i creștem, așa cum ne învață Sfânta Scriptură până la urmă, în Efeseni, în mustrarea Domnului, să le oferim învățătura Domnului, în calea lui Dumnezeu și în mustrarea uh, lui Dumnezeu. Niciun părinte care își crește copilul așa uh, nu va avea eșec. Și mai spun un lucru, dacă îmi permiteți, uh, vis vis de viitorul copiilor. Că aici ne frământă. Avem copii și ne frământăm uh, cum de fapt și evreii se frământau când erau în pustie și spuneau o să fim deja noi și copiii noștri. Adică copiii noștri aici în pustie, asta, n-au viitor. Nu, nu -au, au niciun viitor, nu au nicio șansă. Mai bine rămâneam în Egipt, că acolo copiii aveau un viitor. Și Dumnezeu a spus asta, pentru că ați spus că copiii voștri nu să aibă un viitor, atunci voi veți muri și ei vor avea viitor. Ei despre care credeau, copiilor nu o să aibă un viitor. Biblia spune că Dumnezeu dă un viitor. Vezi, noi ca și părinți uneori ne gândim și vreau să acceptez lucrul ăsta că, că trăim în vremea asta în care generația cel puțin a mea, poate și a dumneavoastră și a alții care ne ascultă, generația 35 de ani, 45 de ani, dorim de la copiii noștri să știe limba engleză la 3 ani asta, nu vă spun ca să râdem. Deci chiar ne-am dorit lucrul ăsta, da? Și am început de la 2 ani jumate, 3 ani, el deja să învețe și limba română și limba engleză. Ne dorim să facă sport, ne dorim să cânte la pian, ne dorim să facă o mulțime de activități. Și pun întrebarea, de ce toate astea? De ce? Oare aici nu e oarecare mândrie a părintelui? Știi ce n-am făcut eu să facă el? Sau până la urmă să mă laud cu copilul meu, copil care al meu nu are, nu are nimeni. Dar nu toți copiii reușesc să împlinească sau să se ridice la nivelul așteptat de, de părinților. Nu reușește să fie primi în clasă, nu reușește să fie cei mai buni la învățătură, nu reușește să, poate să ia cele mai bune note. Nu reușesc, nu tot se ridică. Atunci eu ca părinte ce fac? Ce fac? Uh, ar trebui să, am fi... am gint, ar trebuie trebuie. să fim foarte atenți la, la ce copii ne-a dat Dumnezeu și să iubim așa cum sunt ei. Să încercăm să înțelegem, să petrecem timp cu ei. Spunea cineva că nu timpul de calitate contează, ci timpul de cantitate contează să petrești timp cu cei de lângă noi. Poate unul dintre efectele bune ale pandemiei a fost că ne-a întors mai mult acasă. Asta, da, sigur. Ne-a întors mai mult în familie. Copiii au fost trimiși unde? La părinți, acasă, să-i învețe părinții. Cei care au lucrat de acasă, unde au stat? Acasă, <gură> da? Unii au divorțat, unii s-au ciondănit. Dar alții uh, au regăsit pofta de a trăi împreună, de a împărți viața împreună, în cea mai mare binecuvântare până la urmă, care este, uh, care este familia. Și mă rog, anul an, cu adevărat, familia uh, să fie pentru noi toți o prioritate. Și în 2022 să, să fie la loc de cinste. Familia, așa cum spune Scriptura, să fie la loc de cinste. Slavă Domnului! Așa ține aștept Dumnezeu să înțelegem că trebuie să ne petrecem timp cu copiii, să nu uităm faptul acesta că, trebuie să ne însoțească la biserică, să vadă preocupările noastre spirituale și de asemenea să fim niște modele. Asta este chemarea noastră ca părinți. Știu că nu e ușor, părinții sunt și ei preocupați de probleme acestea zilnice, uneori serviciu sau știu alte probleme sunt prioritare, dar să nu uităm că totuși copiii, familia trebuie să fie la locul lor, acolo locul lor este special și trebuie să facem o acela. Știu că nu e ușor, vorbesc asta ca unul care înțelege foarte bine provocarea și știu că mai sunt și alții în situația aceasta. Da, toți trebuie să ducem o luptă în sensul acesta. Toți uh, trebuie să luptăm. Cum spune în EMI, acolo acolo, sculați-vă bărbații lui Israel da? și luptați în dreptul casei voastre și luptați pentru fetele voastre, pentru băieții voștri, uh, toți trebuie să luptăm pentru, pentru copiii noștri și uh, familia uh, a fost și ea va rămâne în planul lui Dumnezeu o prioritate. Frate pastor, ne apropiem de închere, dar nu înainte aș vrea să vă rog totuși să citiți un verset, o încurajare, să spuneți câteva cuvinte, așa, ca un îndemn pentru anul 2022. Mulți dintre noi poate suntem descurajați, plin de teamă, trebuie să recunoaștem că vedem oameni plini de teamă în jurul nostru, unii chiar poate sunt bolnavi care ne urmăresc și care, până la urmă, nu, vor, nu sunt siguri ce poate să le aducă Dar hai să vedem totuși ce sunt în scriptură, ce zice Cuvântul lui Dumnezeu, așa un îndemn, să spunem, frățesc, păstoresc, întotdeauna este binevenit. Vă rog! Da, înainte de orice, vreau să ofer un cuvânt de mângâiere și să îi mângâiem pe toți aceia care și în anul 2020 și în anul 2021 au pierdut oameni dragi. Unii au pierdut mame, alții au pierdut tați, alții au pierdut frați și unii sunt extrem de îndurerați. Dumnezeu să-i mângâie și să-i binecuvinteze, să nu uite niciodată că uh, și moartea, dar mai ales viața, stau în mâinile lui Dumnezeu. Omul nu moare de coronavirus, cum omul nu moare de cancer, cum omul nu moare de diabet, cum omul nu moare că da mașina peste el. Omul moare, și asta este învățătura uh, curată a Sfintelor Scripturi, omul moare când Dumnezeu spune gata. Așa este. De aceea uh, să nu ne fie frică de moarte, să căutăm să ne apropiem de Dumnezeu, uh, să căutăm să uh, fructificăm anul 2022 și fiecare zi a anului pentru Dumnezeu. Așa cum voi aici căutați să vestiți Evanghelia, să fructificați resursele, să fructificați tot ce strângeți ca să faceți ceva valoros, să le împărțiți oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui fiecare dintre noi să ne întrebăm ce vrea Dumnezeu să fac eu în anul 2022. Și lucrul să-l spun în contextul lucrurilor pe care le-am le, -am, le -am spus puțin din aur, când oamenii oricum sunt învățați numai să consume. Știți că la ăștia, la Carrefour, la Kaufland, le merge foarte bine în România. De ce? Că România e un mare consumator. Mă uitam zilele astea, atâta mâncare acasă și oamenii și iau de la Lidl cu sacoșe pline de mâncare. De la Carrefour cu sacoșe pline de mâncare. Mai omule, dar n-ai mâncat acum de sărbători de, cu două furculițe sau... De, dar omul este un mare consumator. Și mereu și mereu așteptăm ca să primim ceva, ca să consumăm. Hai să vedem în anul 2022, dar noi ce putem produce? Astăzi. Eu ce pot produce? Care sunt înzestrările? Care sunt darurile? Ce a pus Dumnezeu în mine? Eu ce pot produce pentru Dumnezeu? Ce pot face pentru cei din jurul meu? Știi, așteptarea asta ca to alții să producă bucurie, alții să producă ceva pentru mine, alții să-mi ofere. Dar așa să lansăm la început de an nou, că tot avem privilegiul ăsta ne mai pomenit. să lansăm pentru toți ascultătorii noștri, această provocare, să stea înaintea lui Dumnezeu și să se întrebe, Doamne, eu ce pot oferi? Și să schimbăm puțin uh, ordinea, da? Uh, și uh, să primești, să primești, să primești. Bun. Viața împărțită înseamnă să și primești. Dar viața împărțită înseamnă să și oferi. să și oferi. Și ce ofer eu? Uh, îmi pun întrebarea, ofer eu pace? Unul Dumnezeu m-a așezat. Sunt un om al păcii nu știu, ofer bucurie acolo unde sunt. Știu să ofer motive de bucurie, prilej de bucurie că sunt acolo. Ofer speranță, ofer iertare, ofer îngăduință, ofer o veste bună. Ce ofer? Ce ofer? Mai mult să oferim și mai mult să căutăm să dăm. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, mai ferice să dai decât să primești. Nu știu cum va fi anul 2022, nu știu cum va fi valul 5. Uitându-mă la valul 4, mă rugam, Doamne, să se încheie odată. Au fost cazuri când foarte apropiați nouă au plecat la Domnul și nu ne așteptam. Unii chiar foarte tineri. Alții au scăpat. Nu știm ce va oferi anul 2022 și anii ce vor urma. Însă știm că Dumnezeu dacă noi vom căuta să-L slujim din toată inima noastră și în anul 2022, cu orice risc, tot am spus cuvântul ăsta risc, așa cum Iosif și-a asumat riscul. Când i-a spus îngerul Iosif, nu-ți fie frică să iei pe Maria la tine. Asumă-ți riscul ăsta. Doamne, dar e greu, dar e complicat. Cum o să explic eu? Cum o să mă înțeleagă oamenii? Cum o să... Că ce s-a zămestit în ea e de la Duhul Sfânt. Nu-i problema ta asta. Tu asumă-ți riscul. În anul 2022, așa cum un om de afaceri își asumă riscuri ca să crească în afacere, așa cum orice bun investitor își asumă riscuri ca să câștige, să ne asumăm riscuri și pentru Dumnezeu. Poate e riscul de a merge la biserică și de a ne infecta. Doamne, dacă e să mor, Degeaba noi cântăm pentru Isus vreau să mor dacă nu murim pentru Isus, da? A venit vremea să trecem de la o uh, religie a vorbelor la o adevărată religie a inimii și a credinței în Dumnezeu până la moarte. Până la moarte. Și vreau să închei cu un motto, cu o deviză pe care eu am luat-o personal și pe care am încredințat-o și uh, Bisericii în Nădejdea uh, pentru anul 2022. Și se găsește la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Omul este un imago de ei, este un purtător al chipului Lui Dumnezeu. Tu ești, eu sunt un purtător al chipului Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat, ne-a încununat cu cinste, Dumnezeu ne-a dat demnitate. Ce frumos! Așa ne-a creat Dumnezeu. Nu ne-a creat ca Îngerul Gavril sau ca Îngerul. Ne-a creat ca El Dumnezeu. După chipul și asemănarea Lui Dumnezeu și această dorință al Lui Dumnezeu și acest plan al Lui Dumnezeu, El nu renunță nici în 2022. Dumnezeu vrea și în 2022 să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Toate lucrurile știm că lucrează spre binele nostru. Slavă lui Dumnezeu! Dar de ce? Ca să devenim asemenea chipului Domnului Isus Hristos. Și asta poate fi cea mai mare realizare, cea mai mare împlinire în anul 2022. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Să fiu ca Isus, viața Lui, de fapt, să trăiască în viața mea. Și eu o să trăiesc, dar de fapt, cum spune Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință, o trăiesc în nădejde. În cine? în Christos și el să, de fapt, ochii, lui, ochii mei să fie ochii lui, mâinile mele să fie mâinile lui, nu? Și Samson credea că face dorințele lui, dar făcea dorințele, de fapt, ale diavolului, nu? Patimile lui și le împlinea. Și până omul Samson se trezește și se spune, Doamne, acum mai dăm putere încă o dată să, să fac ce vrei tu să fac. Și și a dat viața cu filistele. A fost cam târziu pentru Samson. Și a dat viața cu Filistin. S-a trezit cam târziu să vadă viața prin ochii lui Dumnezeu. Prea târziu s-a trezit. Acum Dumnezeu, dacă va vrea, ne, mai, ne, va mai da încă un an. Încă un an de har, de îndurare. Uh, Haideți să-l trăim prin ochii lui Dumnezeu. Să-l trăim uh, cum l-ar trăi Isus. Să, să lăsăm pe Isus, de fapt, să trăiască în noi. Și uh, las lasă o provocare. Ce ar fi și aici la dumneavoastră și la noi, la biserică și oriunde, să ne gândim mai mult ce ar face Isus? E o diferență. Ce pot face eu? Nimic. Dar ce ar putea face Isus? Gândiți-vă ce ar putea face Isus. Cum rămâneau oamenii uimiți de tot ce a făcut Isus. Și astăzi Isus poate să facă lucrări extraordinare. Și astăzi Iisus poate să uh, facă uh, minuni, și astăzi Dumnezeu poate să facă vindecări, și astăzi Dumnezeu poate să facă uh, 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 să plouă cu mântuire și o trezire spirituală în București și în România dragă. Și eu cred lucrul ăsta. Nu-ți basme, nu-ți povești. Eu îmi doresc să ajung, uh, tot fac acum stadionul la Giulești. Mă rog Domnului să nu fiu dat afară de la Giulești sau să nu plec eu de la Giulești sau să nu se întâmple ceva până nu facem pe stadionul acela o evanghelizare, dacă tot îl fac acum modern. Dar sunt proiecte pe care le putem avea cu Dumnezeu mărețe să îndrăznim lucrări mari cu Dumnezeul nostru. Da? Isus a venit pe pământ, a trăit în cea mai adâncă umilință. Așa a trăit Isus. Dar Isus a, 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 uimit pe oameni. Isus a, 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 lucrat într-un mod în care atât și atâția oameni au fost binecuvântați prin El. De aceea eu zic, Doamne, eu ce pot face? Nimic. Sunt slab, sunt neputincios. Unii ori car după mine păcatele și nani, dar oare ce poate face Isus prin mine? De aceea vreau să trăiesc ca Isus, și când viața lui, de fapt, este trăită în viața mea, cu atunci vom realiza și în anul 2022 lucrări care să conteze. Lucrări care să conteze aici pe pământ, dar care să conteze în veșnicie. Stavă Domnului! Frate Păstor, vă mulțumesc foarte mult pentru îndemnul acesta, pentru seara aceasta, pentru discuția pe care am avut-o. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră, familia biserica pe care o logiți și anul acesta, într-adevăr, să ne ajute Domnul ca împreună să-L vedem viața așa cum uh, o vedeți Dumnezeu prin ochii Săi și să punem la dispoziția Lui tot ce avem mai bun. Amin. Și eu vă mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta. Vă mulțumim că prin uh, harul Lui Dumnezeu uh, am început un an nou și vă mulțumim că a stat alături de noi. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!